Slavă lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu pentru că avem Mântuitor și slavă lui Dumnezeu pentru că avem fanfară. Amin. Amin. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei care sunt implicați în slujirea aceasta și Dumnezeu să vă facă binecuvântare. Amin. Amin. Domnul să binecuvânteze fiecare suflet care a venit în dimineața aceasta să se închine în casa Domnului și aș vrea ca Dumnezeu să vă binecuvânteze casele, să vă însoțească, să vă ocrotească și să aveți parte de sărbători binecuvântate și dacă spuneți amin din toată inima, nu este păcat, Dumnezeu să vă însoțească, să vă ocrotească, să vă dea biruință în toate, amin, amin. În dimineața aceasta am intrat în linie dreaptă în sărbători, așa, sărbători din toată inima, îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să se atingă de inima noastră și acolo unde nu este motiv de bucurie, Dumnezeu prin Duhul lui cel Sfânt să lucreze la mintea și la inima noastră și fiind prezenți aici, fiecare dintre noi să se închine în Duh și în adevărul lui Dumnezeu și Dumnezeu să ia aminte la închinarea noastră. Amin. E prilej de sărbătoare pentru familia Ivan, sora Irina, fratele David. Fratele David s-a ascuns la fanfară aici. O să-l mutăm la cererea fraților din coace împreună cu sora Irina, cu micuțul Asher David și cu toată familia. Este una dintre cele mai frumoase familii ale Bisericii Maranata. Puține sunt familiile cu 5. Dumnezeu să binecuvânteze toate cele 3 familii care au 5 copilași și eu spun amin din toată inima, fratele David spune amin și dacă era și fratele Cornel spunea și dumnealui amin, dar noi spunem ca Dumnezeu să binecuvânteze familiile cu copii mulți, cu mai puțini, cele fără copilași. Dumnezeu să-și binecuvânteze adunarea în întregime, amin. Corul mixt al Bisericii laudă numele Domnului cu o cântare și în timpul cântării acestea invit frumoasa familie Ivan aici în față. Fratele David lasă ușor loc ca să poată veni familia în față și apoi ne vom închina împreună cu cei invitați de dumnealor și spunem ca Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți oaspeții, musafirii de aproape sau mai departe. Amin. Fiecare dintre noi, Domnul este bun și cu familia Ivan, cu fratele David, cu sora Irina, Domnul i-a binecuvântat, cu micuțul Asher, Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să binecuvinteze de asemenea bunicii, frate Aurel, bun venit acasă, sora Valerica, Domnul să vă binecuvinteze. Familia Ficiuc, bunici fericiți, Domnul să vă binecuvinteze. Și toată slava să fie a Domnului, amin. Manu, unchiul lui Asher, are o cântare, Manu, unde ești? Acolo, da? Domnul să te binecuvinteze. Apoi Miriam, Ligia și Naomi, dacă am înțeles bine, 2 cântări o să aveți dimineața asta? Ok, o cântare pentru început și apoi mai anunțăm. Slavă Domnului! Pace! Mă bucur să fiu din nou acasă. Vreau să cânt o cântare, vreau să fie o încurajare pentru voi, împreună cu Sabina, logodnica mea. Refrenul cântării spune: vreau să învăț să trăiesc, să înțeleg ce înseamnă iubirea, te rog să-ți revești din plin harul tău ce mă învață jertfirea. Cred că despre asta este vorba într-o familie, despre iubire. De aceea vreau să cântăm împreună această cântare. Și de atâta uimire vin pe genunchi să mă închin. Ți-aduc, Doamne, azi mulțumire pentru darul ce l-am primit. Vreau să învăț să trăiesc, să înțeleg ce înseamnă iubirea. Te rog să-ți revești din plin harul tău ce mă-nvață jertfirea. Mi-ai adus în dar bucuria, cu zâmbet cald de copii. Nu pot să-mi iau azi privirea de la darul ce l-am primit. Vreau să învăț să trăiesc, să înțeleg ce înseamnă iubirea. Te rog să-ți revești din plin harul tău ce mă-nvață jertfirea. Cuvântul Sfânt și credința vreau să semăn în el zi de zi.
slăbiciuni, le mai poți, Iisuse, vindeca. Să-ți atingem boala hainei de-am putea, de alte leacuri trebuință n-am avea. Totuși, prin credința în tine, îndrăznim și la tronul îndurării iar venim. Spune, Doamne, un cuvânt, azi prin Duhul Tău ce sfânt și ne vom înviora. Că-s Tu încă faci minuni și orice bol sau slăbiciuni le mai poți. După poezia aceasta, din nou Miriam, Ligia. Este un copil, nu-i deloc la întâmplare. E darul lui Dumnezeu, cu scop și cu valoare. De aceea rugăciuni, bucuroși cu micul mare, ce-ai rămas pentru Asher, har și binecuvântare. Mâna ta să-l păzească, când spre rău o fie atras, să-ți urmeze numeții în toată viața, pas cu pas. Ne rugăm pentru părinți, cu iubire să lucrească, prin viața lor sfințită, viața lui să o sfințească. Să-i îndrume pașii drepți pe calea duhovnicească și să învețe din Scriptură cum trebuie să trăiască. Și părinții și bunicii, pentru el mai mult să fie echilibru necesar și o bună mărturie. Sub lumina din Scriptură, copilașul să vă crească, sănătos în trup și suflet pe Hristos să-l slujească. Tatăl bun să-l ocrotească de păcate, de ispite, de tot răul ce e în lume, de tot biduie colinte. Domnul să-și înalțe fața peste el cu îndărare, să-i dea pace, har și binecuvântare. Ce lume mare, ce lume
Familia Ivan în întregime, o familie foarte frumoasă, copilași și mai frumoși, și Domnul să vă binecuvânteze în întregime. În mod special în dimineața aceasta aș vrea să cerem binecuvântarea pentru micuțul Asher David, un al doilea Asher la noi în adunare. Slavă Domnului pentru numele acesta care înseamnă binecuvântat sau fericit. Îmi doresc din toată inima ca micuțul să fie și fericit și binecuvântat și în același timp să fie și fericire și binecuvântare pentru familia Ivan în întregime. Amin. Amin. Frate David, Domnul să te binecuvânteze, sora Irina, să vă binecuvânteze Domnul. Va binecuvânta Dumnezeu într-un mod frumos. Și slavă lui Dumnezeu, mă gândeam că dacă punem trei familii la un loc, avem 15 copilași. Dacă am mai avea 10 familii așa, am rezolvat unele dintre problemele demografice ale României, dar asta este altă discuție. Domnul să vă binecuvânteze, aș vrea să ne ridicăm cu întreaga biserică în dimineața aceasta, fiind de plin conștienți că Dumnezeu este Cel care dă binecuvântarea, de aceea aș vrea să venim în rugăciune în fața lui Dumnezeu, să cerem ca bunul nostru Dumnezeu să-L binecuvânteze pe micuțul Asher David. Ne vom ruga după ce vom citi cuvântul lui Dumnezeu și apoi sora Mirina, apoi fratele David va cere binecuvântarea peste familia întreagă și în mod special pentru frumosul și micuțul Asher. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește astfel. Spune, vorbește lui Aron sau vorbește familiei Ivan și fiilor ei și spune-le așa să binecuvântați pe copiii familiei Ivan și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească Asher David. Amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine Asher David. Amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea Asher
David. Amin, amin. Ne rugăm lui Dumnezeu, cerem binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu, cu mii de mulțumiri înaintea ta, pentru că ce binecuvântezi tu rămâne binecuvântat. Îți mulțumesc din toată inima pentru familia frumoasă cu care ne-ai binecuvântat, pentru fiecare copilaș în parte, îl aducem înaintea ta și te rugăm ca tu să lași binecuvântare. Dar în mod special în această dimineață îl aducem pe Asher la tronul tău și te rugăm, Doamne, ca tu să-l ocrotești cu mâna ta de Dumnezeu. Te rog, Doamne, ca tu să îl binecuvântezi cu har și binecuvântare și mai mult să fii prezent în inima lui din frage de pruncie. Ajută-l, Doamne, să aibă o viață curată și plăcută înaintea ochilor tăi. Ajută-ne pe noi ca părinți să-l învățăm din Scriptură, să avem o viață curată înaintea ta, ca să-l putem îndruma pe calea ta. Te rog, Doamne, ca tu să îl ții în brațul tău, tu să-l binecuvintezi cu binecuvântări cerești și pământești și mâna ta să fie peste el la fiecare pas. Îți mulțumesc că tu poți să faci mai mult decât cerem sau gândim și îți mulțumim pentru toate lucrurile din viața noastră. Îți mulțumesc în această dimineață pentru această frumoasă bucurie de care avem parte. Îți mulțumim, Tată din Cer, pentru că din nou suntem părinți și îți mulțumim pentru aceasta. Îți mulțumesc pentru fiecare copil în parte, Doamne. Îți mulțumesc și te laud pentru Estera, pentru Luca, Doamne, pentru Fineas, pentru Damaris. În mod special te rog pentru Asher, ca să-l binecuvântezi tu. Te rog să-l păzești, te rog să-l crești mare. Dă-ne nouă putere ca să fim exemplu pentru copiii noștri. Dă-ne putere ca să-i creștem în frică și temere de tine. Te rugăm, Doamne, ca să ne ajut ca să le sădim în inima lor dragoste pentru tine, Doamne, și pentru cuvântul tău. Îți mulțumim pentru că ești cu noi și ne binecuvântezi la fiecare pas. Te lăudăm, te slăvim și îți mulțumesc în numele Domnului Hristos. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm înaintea ta și mulțumim pentru că ne-ai binecuvântat până în prezent. Mulțumim, Doamne, pentru bunătatea ta, pentru ocrotirea ta. Mulțumim, Doamne, pentru lucrarea Duhului Tău cel Sfânt în viața noastră până în prezent. Și aș vrea, Doamne, în ziua aceasta să-ți binecuvântezi biserica la închinare. Doamne, binecuvântează toate familiile bisericii și în mod special în ziua aceasta te rugăm să binecuvântezi familia Ivan. Te rog, Doamne, pentru Irina, pentru David să-i binecuvântezi, binecuvântează copilașii în întregime, dar, Doamne, te rog în ziua aceasta să-l binecuvântezi pe micuțul Asher. Doamne, atinge-te de el, dă binecuvântarea ta, te rog, Doamne, să-l ocrotești, te rog, Doamne, să-i porți de grijă în toate privințele, te rog, Doamne, să-l binecuvântezi cu o creștere armonioasă, cu o dezvoltare normală. De aceea te rog să fii prezent în viața lui. Binecuvântează-l, Doamne, din punct de vedere material. Și văd, Doamne, ca niciodată să nu ducă lipsă de pâinea cea de toate zilele. De aceea, Doamne, te rog să-i binecuvântezi părinții, să poată munci, să poată câștiga pâinea aceasta. Binecuvântează-l pe David în mod special, binecuvântează-l pe Irina, Doamne, ajută-o să îl poată crește în teamă, în învățătura cuvântului tău și te rog, Doamne, să lucrezi mântuire în viața lui la vremea potrivită. Te rog, Doamne, ca să îl binecuvântezi. Te rog, Doamne, să-l faci binecuvântare pentru familia lui, să-l faci binecuvântare pentru biserica ta și te rog, Doamne, Tată, să folosești întreaga familie pentru slava, pentru gloria numelui tău. Tată, nu pentru meritele noastre, ci pentru meritele Domnului Iisus ne-a rugat, binecuvântează și fii binecuvântat în viața noastră și în viața micuțului Asher. Amin.